Preotul paroh Constantin Ciupu, manager al proiectului de reabilitare a Bisericii Sfântul Simeon și a turnului clopotniței aflat în incinta lăcașului de cult, a precizat că lucrările au demarat la sfârșitul lunii trecute și urmează să fie încheiate în aproximativ un an și jumătate. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 și are o valoare totală de 6,4 milioane de lei. Am avut această ocazie pentru a putea accesa fonduri europene și să putem continua consolidarea turnului, restaurarea și punerea în valoare și mai ales amenajarea acestui loc ca un suport pentru activitatea civică, formarea conștiinței civice a locuitorilor acestui cartier, pentru dezvoltarea sentimentului religios și a trăirii morale. Voi da citire anunțului de presă, după care vă voi invita să lansați întrebările pe care vi le-ați propus. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Parohia Ortodoxă Română Sfântul Simeon, Guvernul României. Anunț de presă. Consolidarea, reabilitarea, protejarea și valorificarea durabilă a monumentelor de secol 17 și 16, aflate în patrimoniul național și cunoscute sub numele de Turnul Clopotniță și Biserica Sfântul Simeon din Suceava. Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Simeon, cu sediul în municipiul Suceava, strada Ighesbiera, numărul 51, județul Suceava, a demarat la sfârșitul lunii iulie 2014 proiectul susnumit. Valoarea totală a proiectului este de 6.434.683 de lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de maxim 4.987.399 de lei. Obiectivul general al proiectului este restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea și valorificarea durabilă a acestor monumente, în scopul salvării de la distrugere, a conservării, moștenirii culturale și a sporirii atractivității acestor obiective pentru turismul cultural. Proiectul va avea o influență pozitivă asupra creșterii turismului cultural-religios și va contribui la dezvoltarea regiunii Nord-Est prin intermediul turismului culturii, sporind în același timp importanța acestor factori ca vector ai creșterii economice. Proiectul va dura 17 luni. Președintele Consiliului Județean Cătălin Echifor a ținut să îl felicite pe preotul Ciupu pentru că a făcut ca acest proiect să prindă viață. Conform șefului administrației județene, prin acest proiect se vor cheltui în jur de 1,5 milioane de euro, sumă care, împreună cu banii cheltuiți pentru reabilitarea mănăstirii Putna și lucrările de la Piațeta Sfântului Ioan Paul al II-lea de la Cacica, ajung la un total de 5 milioane de euro. Cred că era acest monument la Sfântul Simeon extrem de necesar de a fi finanțat și iată că dovedim încă o dată că apartenența la spațiul european, la Uniunea Europeană, produce și rezultate benefice și în sens, dacă vreți, al obligațiilor față de trecut. Evident, mai sunt foarte multe monumente în Suceava, județ bine cunoscut pentru ceea ce înseamnă arta religioasă, ceea ce înseamnă biserica în general. Cred că avem în continuare și aici, sper să putem conta în continuare pe sprijinul oferit și de arhiepiscopie, dar și de firmele de consultanță care sunt deja specializate pentru a aduce bani europeni la câteva elemente care eu cred că sunt extrem de importante. Eu vreau să ne fixăm împreună ca și prioritate de grad 0 Bălinești, biserică de acolo, ca fiind următorul element pe care trebuie să-l finanțăm, pentru că e într-adevăr într-o situație destul de gravă și trebuie să găsim soluții și sper ca această perioadă de toamnă să ne găsească în situația de a putea deja depune proiecte europene pe noua axă, noile axe de finanțare care vin pe cadrul 2014-2020. Și evident, în relația pe care o avem cu arhiepiscopia, cu preoții parohi, putem să găsim în continuare idei bune de proiect, pentru că, așa cum ne-am obișnuit și cum suntem și acum în măsură, acest apetit față de finanțarea europeană pe zona de culte, pe zona de monumente, trebuie dus mai departe. Nechifor a declarat că administrația județeană și instituțiile subordonate vor susține acest proiect prin toate mijloacele de care dispun. Consiliul Județean are în compartimentele sale oameni de specialitate și pe tehnici și pe zona de arhitectură, dar sunt și instituții care sunt în profil județean deconcentrate, care vor sta la dispoziție, pentru că aici e nevoie de colaborat și cu Inspecția de Stat în Construcții și cu Direcția de Culte și Patrimoniu. Sunt foarte multe elemente care concură și vreau să găsim acel flux verde, dacă vreți, prin care toate instituțiile să poată ajuta
și să poată să găsească și soluții la ceea ce se va descoperi de-a lungul lucrurilor, pentru că sunt elemente care nu au putut fi prevăzute, așa cum am obișnuit, apar și anumite dificultăți, dar suntem lângă acest proiect important și o să dăm tot concursul. Proiectul va duce la creșterea turismului cultural-religios și va contribui la dezvoltarea regiunii de nord-est.